Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află domnul Tiber Avram, redactor și la Monitorul de Suceava. Da, rămânem la proteste. Ce s-a mai discutat? Ce ar mai fi de completat? Stai, mai sunt de completat. Te rog. Am notat aici, să nu le uiți, știi? Da, e foarte bine. Uite, am văzut ești acum... organizat. Cum? Ești organizat. Și responsabil. Și responsabil. Da. Am văzut acum pe președintele CEDO, în weekend. Da. Vorbim despre România, da? Și Bulgaria, parcă. Da, și Bulgaria, dar încă. Nu România ne interesează. Da? Despre ce se întâmplă în închisori, că sunt condiții umane, că toate reclamațiile făcute la CEDO au câștig de cauză și statul plătește spăgubire. Și alt exemplu, Italia, unde a fost aceeași situație, și Italia risca, ceea ce riscă și România, o sancțiune, o amendă de 8 euro pe zi de deținut. Deținut. Da? Din cauza condițiilor inumane din închisoare. Iar președintele CEDO, da, unde aici am înțeles că domnul Iohannis vrea să scoată cu CEDO, a spus clar, trebuie luate măsuri pentru a rezolva această situație. Și ne-a dat exemplu Italiei. Da? Și între măsuri, pedepse mai mici. Da? Iar ăla care îl condamn 4, 5, 6 ani și nu, sau care condamne un an, 2 ani, 3 ani și iese și face, sau care condamne 2 ani, da? Da. Iese în închisoare și face o infracțiune, ăla n-ai ce-i face, ăla tot timpul o să facă, da? Dar un om pe care îl condamne 5 ani, pentru o faptă pe care o regretă sincer, da? Și stă 5 ani în închisoare, da? Și care să căiește? Crezi că nu o să căiască și după 2 ani? Cine ajută nouă statului, că îl mai ținem încă niște ani în închisoare, cheltuie numai bani cu el, în loc să vină, să muncească, da? Să-și rețină familia, să fie alături de familia lui, deci o pedeapsă de un an, doi ani, repet, ai văzut ce spunea Gigi Becali, nu vrea să mai intre acolo orice, dar să nu mai intre acolo. Da? Deci dacă îl ții un an, doi ani în închisoare, poate și 6 luni, ar fi suficient. Da? Da. Nu trebuie să-l ții 5 ani, 6 ani ca să... După ce probabil trece un număr de ani, deja omul ăla îl nenorocește, îl termine fizic și psihic. Da? Bun, ce mai spunea președintele CEDO? Bun, și îl lași în societate, chiar nu mai poate produce nimic. El poate produce nimic. Aproape o legumă. Da. Deci pedepse mai mici. Grațiere, zicea, cum s-a făcut și în Italia. Grațiere. 20 da? Și ceva de mii. Da. Arest la domiciliu. Iarăși. Da. Dă-i arest la domiciliu cu brățară de aia. Da. Nu are voie să iasă, stabilește un perimetru. Da, bun, nu în jurul casei, poate mai iasă, în jurul apartamentului, în jurul blocului. Da. Știi? Sau în jurul casei de care e casă. Așa. Da. Dar atât. Da? Deci există, există și a spus președintele CEDO, la care toți se așteptau, domne, nu grație. Da, a încercat președintele Iohannis un pic să traducă, între ghilimele, spusele, cumva să transmită un mesaj spre țară. Mă, că ar avea alături de el pe președintele CEDO. Cu toate că ulterior s-a dovedit că... Domnul Iohannis a spus că l-avea așa... Da. Știa, și ulterior s-a dovedit că... Aici ca pe vremea lui Ceaușescu. Da. Știe, e de acord cu noi și noi aveam acces la informații. Nu știam ce a spus ăla. Da? Da. Domnul Iohannis vine și spune că președintele CEDO ne-a spus așa. După aceea a părut în registrare cu președintele CEDO. Ce a spus el la tribună? Uite, asta a spus. Da? Bun. De ce meeting-ul este seara? Pe Șestache. Da. Da. Aici sociologul Alfred Bulai, care îmi place, mi-a plăcut în apariție lui. Și nu neapărat este social-democrat. Dar nu există câțiva sociologi, câțiva oameni care apar și sau atine mereu echilibrată. A explicat de ce protestul antigrațiere a avut loc seara, cumva pe Șestache. Bun, și protestele din 2012. 2011-2012, dacă ține minte, cu protestele care au pornit de la debarcarea lui Raed Arafat, încercarea de debarcare lui Raed Arafat. Tot pe seară, nu știu cum, atunci au fost inventate aceste proteste. Așa la drum de... Da. Spune așa domnul Bulai, organizatorii pot cere autorizație, este legal. Da? Ei nu-și asumă protestele pentru că aceste mișcări au o mare doză de lipsă a culturii democratice. Poate face paralela și spuneam cu Antena 3 cu... Da. Protestul are sens în lumea democratică, este normal și firesc să existe. Ar trebui să avem frecvent proteste în stradă, dar politica, la oameni mari, ar însemna să se asumi și responsabilitatea. Nu pe Șestache, nu pe înserat. Seara poți sta mai în banca ta, de aceea se fac proteste în acest moment al zilei. Este o dramă a tinerei generației, a unora dintre cei din tânăra generație. Sunt foarte protestari. Merg pe ideea că o dăm anonimă și suntem de acord toți.
este fenomenul Facebook, nu cu lumea reală. Mie mi se pare că mai ales oamenii politici trebuie să iasă în față și să-și asume. Ai o problemă, răspunde pentru ce se întâmplă acolo. Nu te duce ca invitat al nimănui. Deci, absolut corect. Poate în timpul săptămânii, cum ai justificat tu în emisiune precedente, în timpul săptămânii poate lumea este plecată la servici și ziua e mai greu de organizat. Trebuie să lipsești la servici, pur și simplu, da? Și aici, cumva, se justifică că vii pe înserat. Da, culmea că iarna la 5, iar vara la ora 21. Da. Aștepți să apună soarele. Bun, ok. Dar duminica totuși aveai timp să organizezi la prânz, nu? Nu era la serviciu, nu? Mai ales că este un protest, probabil care puțin locuri din lume se întâmplă, un protest în favoarea organelor statului. Cumva, au să mă în favoarea organelor de represiune. Bun, exagerat a spus. Bun. Dar în favoarea organelor statului. În favoarea întăririi puterii organelor statului. Da? Și atunci, de obicei ți-e frică de poliție, de jandarmi, tu cumva protestezi pentru dai ei. Putere, da. Să dai putere. Deci nu are ce să-ți fie frică de oamenii aia, care ai văzut, nu au dat nicio amendă. Da? Repetăm, doamna, cum o cheamă, Pipidi, da? Că antipezist să convins, ea spunea asta în trecută, că nu e în regulă cu meeting-ul, pentru că, mă rog, și, și a spus că aștept să vadă câte amenzi s-au dat, nu s-a nicio amendă. Reacția la protestul unirii cu Basara, cu Republica Moldova. Da, bine, care a fost ziua. Oamenii au venit să protesteze și au luat sărace bastoane, băgați în dubă, da? Pentru că și din perimetru. Și amenzi, da. Aici au ocupat un bulevard întreg și nu a întrebat nimeni de sănătate. Adică, adevărul că n-ai niciun organizator pe cine să iei. Ia buletinul, fiecare în parte să-l... Asta nu... Repet, nu înțeleg ce care organizează, domnule, dacă fac pentru respectarea legii, sau mă rog, pentru ceea ce cred eu că este respectarea legii, hai să respect și o legea. Da? Și aia nu înseamnă... Că nu am o opinie sănătoasă, vreau, păi, dacă am o opinie sănătoasă, n-am de ce să mă ascund și atunci organizez, da? Corect. Frumos, eu, cu documente. Noi terminăm acum emisiunea și ieșim pe stradă, da? Cu niște bancă și oprim circulația. Cred că o să ne amendeze cineva. Bineînțeles. Da. Să nu riști lucrul ăsta. Nu. Da. Bun, știi cum, mai aș trage aici o concluzie. Te rog. Eu aș vrea ca toți cei care fură din bugetul statului, da? Toți cei corupți să fie pedepsiți. Să fie identificați, prinși, anchetați, da, pedepsiți. În ce modalitate? Ce modalitate? Da. Dar nu vreau un regim de teroare. Pentru că asta poate au uitat cei din care au protestat, da, care respect, care repet, pentru marea majoritate... Sunt unii destul de în vârstă și cunosc. Ar trebui să stai că la altceva mă pentru cei mai mulți nu le condam buna credință. Absolut. Nu le condam buna credință de a demonstra împotriva... acestei idei. Împotriva acestei idei că să încearcă să pună bodniță lupta anticorupție, ceea ce nu e adevărat. Da? Dar au uitat românii cum nu de mult, sau chiar astăzi, da? Există teroarea asta, frica asta, să vorbești la telefon. Nu, e normal ca într-o țară civilizată să-ți fie frică să vorbești la telefon? De câte ori n-ai pățit tu sau orice alt telespectator, da? Să-ți suni un prieten, vreau să ne întâlnim, să vorbim ceva, nu putem vorbi la telefon. Da. Oameni care n-au treabă cu puterea statului, da? Te întâlnești cu prietenul respectiv și spune o chestie care e banală. Eu vreau să schimb 200 de euro, în idee. Hai, te rog că... Sau alte chestii care poate ne-am pățit. Vreau să mă ajuți acolo cu o vorbă bună. Mă pățit de multe și am spus, nu mă bag așa. Da. Bun, dacă o faci, deja ai trafic de influență. Clar, da? Nu-i lobby. Da, dar dacă te sună la telefon și spune, bă, vreau să mă ajuți nu știu ce, deja jumătate de infracțiune e săvârșită, cum a fost în cazul domnului Crap. Da, da, atenție. Și da? Deja însarcina ta. Deja însarcina ascultătorului. Da, acelui care... Da. Faptul că ai ascultat, deci a ajuns infracțiunii, faptul că ai ascultat pe cineva, dacă asculți pe cineva care are o idee că, sau o intenție, o intenție, da? Și tu l-ai ascultat, e deja infracțiune. Da. Da? Deci nu exagerezi, asta s-a întâmplat. S-a întâmplat. Deci nu se poate să-ți fie frică să vorbești la telefon, să te întâlnești cunoscuți, hai că bem o cafea, un ceai, că nu putem discuta la telefon asta. Sau la telefon cu mine poți vorbi chestiunile astea. Sau la telefon nu poți vorbi cu mine chestiunile... Da. Nu...
Și ți-e frică de ce? Am auzit mulți oameni, oameni de afaceri care nu au treabă cu încălcarea legii. Da? Sau nu intenționează să încalce legea. Dar le spun, bă, le frică că vorbim ceva și să scoată din context o bucadică, o bucadică. Nu-i normal. Da? No. Eu asta vreau. Să existe pedepse, dar mai departe. De ce trebuie schimbat obligatoriu codul penal, codul de procedură penală? Părerea mea că trebuie schimbat obligatoriu și de mâine, de ieri chiar. Da? Pentru a nu mai exista interpretări. Pentru a fi totul clar de la A la Z. La ora actuală e interpretabil. Ba aia, ba aia. Da. Dom'le, există, nu mai există interpretări. Da? Ai făcut așa, nu că... Da? Sau deduc eu cumva. Sau deduc eu. Da. Da? Și mai încă o chestie care iar e reclamată și ai menționat-o și tu aici, că ministrul Justiției a fost nemulțumit de faptul că procurorul general s-a plâns de ordonanțe. Da? Și ministrul Justiției a spus că legile le face Parlamentul, parchetul să le aplice. Da? Așa e. Da? Parlamentul, repet, Parlamentul este puterea poporului. Da, de-aia l-am ales, l-am trimis acolo. Da? Oamenii aseară, am văzut oamenii aseară pe realitatea, da? Da? Care spuneau, eu nu vreau demisia guvernului. Deci oamenii... Pe realitatea? Da, în stradă. Spuneau oameni care, eu nu vreau demisia guvernului, eu vreau ca amnistia și grațierea să nu... Așa. Erau oameni echilibrați, de aia zic. Nu vreau demisia guvernului. Da. Ministrul Justiției spunea inclusiv de legea răspundere magistraților. Da. Da? Bun, de ce suntem toți de legea asta răspundere magistraților? Exact, de ce? Da. De toți avem, de, la nivelul națiunii, fiecare știe că dacă a încălcat, există măsuri coercitive, da? Dar, ei de ce să nu răspundă? Eu nu zic că acum să intrăm în peste judecător neapărat dacă a judecat. El nu curea intenții. Pur și simplu, așa a judecat el. Dar putem demonstra când este reavoință și așa. Da. Dar totuși să știe că poate plăti. Corect. Deci, sau procurorul. Sau procurorul. Lucrurile trebuie să fie, părerea mea, extrem de clare. De-aia am spus că trebuie obligatoriu modificat și codul penal, nu știu că codul penal, cel puțin codul procedură penală. Procedură da? Penală. Pentru că lucrurile trebuie să fie extrem de clare atunci când e vorba de libertatea unui om. Atunci când e vorba de demnitatea unui om. Aici nu trebuie să existe loc de interpretare. Da? Nu trebuie să existe loc de suspiciuni rezonabile. Nu aici trebuie obligatoriu indicii temenice. Nu te poți juca cu, repet, cu libertatea, cu demnitatea și cu viața unui om până la urmă. Da? Și a introduce niște reglementări clare în această direcție, nu cred că înseamnă că pui bodniță lupte anticorupție. Da? Da? Ai introduce niște reglementări clare, ca să spui când poate fi omul reținut, când poate fi începută urmărirea penală, da? În ce condiții, da? Fără să spună că dacă a făcut fapta și cu cuantumul ăla 200.000, nu mi se pare corect cu grațierea. Da. Ăla trebuie coborât, da? Ăla, aici e o exagerare, da? Stabile niște limite clare, dar repet, nu te poți juca cu libertatea omului. Și când e vorba de libertatea asta, repet, lucrurile trebuie să fie extrem de clare. Asta ar trebui să discute oamenii politici. Asta ar trebui să ceară cei care sunt în stradă. Adică unei discuții clare de fond. Modificăm lucruri clare fără posibilitatea de interpretare. În vreun fel sau altul. În favoarea inculpatului sau în defavoarea lui. Dacă poate să interpreteze și în favoarea lui. Strada e în această direcție? Nu. Nu, din câte am văzut, nu, cei mai, oamenii sunt montați pe problema cu grațierea. Da. S-a indus ideea asta. Sunt, cumva, și acum politicul se folosește de... Evident că se folosește. Da. S-a indus ideea aceasta cu... nu știu dacă s-a indus, pentru că e clar, eu am mai zis, e clar că aceste ordonanțe cu grațierea și amnistia, care am înțeles că amnistia a dispărut și dacă amnistia a dispărut, atunci, uite, e un efect al protestelor, da? Și părerea mea, repet, dacă dispare amnistia, da, nu mai acolo era vizat Liviu Dragnea. Liviu Dragnea. Da. Dar eu am zis și emisiunile trecute, îți convins că există oameni nevinovați în închisoare. Îți convins că există oameni a căror pedeapsă este exagerată față de fapta care au săvârșit-o. Da? Și dacă un singur om există nevinovat în închisoare și dacă pentru un singur om nevinovat să dă grațierea asta și prețul plătit îi să spălăm niște polceni, eu zic că merită. Da? Pentru un singur om măcar nevinovat să plătim prețul ăsta ca să scoate în închisoare. Da. Dar
În momentul, goată, repet, dacă dispare amnistia, e scoasă din ordonanță, atunci, numai... asta era marea problemă, că într-adevăr, da, cu amnistia, era, să știu la Liviu Dragnea, da? Liviu Dragnea și alți primari care au fost găsiți în da, situație și care, de incompatibilitate, bine... și acolo da. Sunt chestii care pot fi discutate. Da, bun, și de conflict de politic, da. E normal, e absolut normal ca da. Liberali, ca USR-ul, da. E absolut normal să, da. Să exploateze politic. Da. Adică ar fi slab dacă n-ar face-o. Bun, că doamna da. Turcan are alte idei, dar sper că o să scape PNL-ul cât de curând. Da, a zis că nu va mai candida. Păi, dar a fost și culmea să... Scandide. Adică, totuși, na, nu-i... Are ceva în minte. Vreau să spui că nu-i de nasul ei, nu? Nu, altceva, vreau să zic ceva mai rău. Mai da. Rău. Da. Nu, adică are atât de cernământ să vadă că nu-i locuie acolo. Da. Deci PNL-ul, da, hai că am selectat, ajungem și la PNL. Da, mergem în parte acord în... PNL pentru stabilirea noii conduceri, toată lumea vrea de jos în sus. În sensul că, haideți să ne reorganizăm, să facem alegeri de la structurile de jos, filiale, da, locale, municipale, județene și să ajungem până la final. Aceea este o tactică, o tatonare, se reașează lucrurile, PSD cineva trage de timp, am înțeles că PDL-ul vechi și LEG de acum, vechi cei din PDL, foștii membri PDL ar dori un congres de alegeri rapid, vechii da, liberali vor mai târziu. Vasile Blag a făcut și a presiuni ca da. Un congres rapid în care, în urma căruia, să fie ales democratic da. Domnul Predoiu. Da. Domnul Predoiu care, repet, am o părere extrem de bună despre dumnealui, ne l-am mai văzut în conferință de presă. Da. Deci un om extraordinar. Da. Asta da, doar bun, că n-a avut o echipă, bun, domnia sa a avut, eu știu, un eșec politic, în sensul că totuși n-a avut echipă care să-l susțină la vremea potrivită da. Când trebuie. Deci un om extraordinar, dar care nu are carismă. Da. Deci putem spune eu că nu are carismă. El fiind judecător, dacă nu mă sau. Da, el de profesie... Da, jurist. Jurist. A fost judecător, parcă, nu? A fost, da. Domnul Predoiu, care... Acum nu știu dacă are sau nu are carismă. Ideea, cum a zis, neavând echipe, o echipă bună sau echipe bune de-a lungul încercărilor lui, așa, și-a pierdut din, cum zic eu, elanul care poate să-l dă tinerețe așa, și simpatia publică. Nu cred că mai poate el urca sau ocupa funcții. Dar el e un profesionist foarte bun în categoria tehnocraților. Da, adevărat sau tehnocrați. Adevărat sau tehnocrați. Da. Și părerea mea că locul dumnealui e undeva la, în momentul de față, la nivel de vicepreședinte. Da. E obligatoriu ca domnul Predoiu să fie vicepreședinte, dar nu cred că are capacitatea de a conduce PNL-ul chiar și din cauza acestor eșecuri din trecut. Da. Au fost la primăria capitale și mai candidat pe undeva înainte. Da, sau... bun. Și sunt alții care mai vechi și vechi liberali și foști democrat liberali, care au acest examen, da, trecut prin... Da, și au capacitatea de a se impune fața colegilor. Bun, acum, faptul că... Da, am înțeles că domnul Dragnea, Vasile Blaga, domnul Blaga încercase chestia asta în congres rapid, n-a avut câștig de cauză. Și mi se pare absolut normal ca liberale să înceapă alegerile de jos, da? Pentru că e posibil să întâmple următorul fenomen. Eu am mai menționat cu asta emisiunile trecute. La ora actuală nu există fuziunea asta PDL-PNL, vorbesc de vechi liberali, vechi pedeliști, nu e 100% realizată. Da. Da? A existat un val de nemulțumire după fuziune, o parte din foștii membri ai PNL au plecat. Da. Au plecat la cei mai mulți la ALDE, da? Alții la PSD. Da. Da? Dar au mai rămas câțiva. Și mai există niște nemulțumiri. Cred că după aceste alegeri să vă mai cerne o dată sita. Da? Pentru că ce este obligatoriu. Ce este obligatoriu și e un lucru bun pentru PNL. Să vor alege, da? Structuri de conducere la nivel, vorbim Suceava, municipal, județean, da? Zonal, așa. Cei nemulțumiți și care, așa, ori vor pleca, ori se vor resemna, dar e obligatoriu să aleagă structurile astea, să punească de jos, după aceea cu structuri girate, da, prin votul popular, să aleagă un președinte.
Da? Dar numai așa se poate face reconstrucția PNL, pentru că la ora actuală vorbim de, na, cred eu, de o reconstrucție a PNL. Da? Termenul e bun? Mai iunie sau trebuia, eu știu, la sfârșitul lui februarie? Ca termene. Nu, mai iunie mi se pare regulă. Asta nu trebuie chiar... Nu faci în primă, dar nu poți să faci la sfârșitul februarie alegeri pentru președinție, da. Președinția PNL, în condițiile în care n-ai făcut deci alegeri. Deci un termen rezonabil, mai iunie. Mai iunie, ca să pregătești cum trebuie totul, să faci alegeri. Și sesiunea de primăvară Parlament, și acolo da. Și repet, alegerea unei conduceri legitimate prin votul Congresului sau ce au ei ca să-și aleagă. Congres. Iar membrii Congresului sunt legitimați la rândul lor de largul public al PNL, popor al PNL, va putea să genereze, să dea startul reconstrucției PNL, pentru că la ora actuală liberare trebuie să înceapă un proiect de reconstrucție. Da? Acum sunt și voci care, într-adevăr, discutau cu, eu știu, o lună în urmă, discutau despre dispariția PNL-ului ca partid, partid istoric până la urmă. Eu mă îndoiesc. Cam bun, dar era o situație, adică de ce să nu recunoaștem după eșecul de la parlamentari, nu știu de ce au resimțit liberalii atât de tare de apăsat acest eșec, poate a fost bun, mult mai mare decât pentru, dar n-ar fi trebuit, pentru că erau semnale că erau semnale, nu au șanse. Erau semnale, dar pe care mulți liberali n-au vrut să le vadă. Da. Sau le-a ignorat. Da. Dar bun, PNL a obținut 20%. Da, da? Care înseamnă un scor important până la urmă. Da. Dar mult sub așteptări. Da. Da? Sau mai degrabă PSD-ul a obținut mult peste așteptări. Dacă PNL o să gândea undeva la 30-30% și cu USR-ul și cu nu știu ce face majoritatea. Da. Da? Da, nu cred că PNL-ul va ajunge în situația asta. Dar ce e important, în momentul în care ai niște structuri de conducere, da? Și ai un președinte, e aici ar trebui să ia, ca exemplu, organizarea chiar a fostului PDL. Da. Da? Da. Chiar organizarea fostului PDL. Și în care nu, eu îs președinte, dar nu mă apuc eu, se întâmplă un eveniment, iese o președinte, le dau o declarație de presă rapid. Da? Doamna Turcan a dat câteva zile trecute de câteva bota în baltă. Da? Bă, eu sunt președinte, dar mă consult cu niște colegi. Hai să vedem. Da? Da. Sunt uneori declarații critici pe care nu poți să le faci. Da? Că poate actuala guvernare ia o măsură care mulțumește populația. Da. A fost ceva genul ăsta. Tu nu poți să vii să critici măsura aia, că populism, că nu știu ce, da? Populism pentru că salariul mediu, da, sau minim pe economie a fost ridicat și nu că, voi știi, în 2018 sau în 2019 vom plăti. Totuși, altfel argumentează. Lucrurile astea le-am auzit, da? Și nu ce înțelege, atunci... că nu ești de acord cu creșterea salarii, asta e chestia. Evident că pentru tine ca partid... Drogul de sare, evident că pentru tine ca partid, vorbesc doamna Trucană, da? Nu-ți pică bine că actualul guvern a punctat electoral, a mărit salariile, da? Dar nici nu te-a pus să le critici. Da. Taci, o înghiți, da? Pentru că în momentul în care doamna Turcan a ieșit și a criticat, dar ăsta e un exemplu bun. M-au auzit multe voci, păi da, ia ce-i? PDL, PDL-ul, Boc, Băsescu, au tăiat salariile, atâta știu, să tai salariile. Atâta. Da? Și cum ai sub dropul de sare? Bă, când îți spui mic anul, peste un an, doi vom plăti. Dar poate nu vom plăti, da? Și de-aia spun, în momentul în care ai o conducere cu un discernământ și o conducere care membrii care există o anumită coeziune, nici președintele nu se apucă să dea declarații din nebun. Da? E o situație de asta, băi, hai să vedem cum facem. Da? Trebuie să-i criticăm, uite, ne-au luat electoral, au făcut un pas înainte noastră. Nu avem ce face. Nu ne apucăm să-i criticăm, că pierdem. Da? Acum, pentru că suntem în zona asta liberalilor care încearcă să se reorganizeze, e și firesc, și aduc un pic discuția acasă, aici, la noi. Mă rog, Gheorghe Fluture este cunoscut, e un lider politic de anvergură națională. Nu putem să trecem cu vederea acest lucru. I s-a reproșat și în partid. Au încercat și socialdemocrații să le ia peste picior ce-i cu tăcerea asta, de ce tace Flutur, e frică, stă la pândă, își face calcule. Cum vezi această tăcere? Bun,
firească, logică. Sunt convins că au fost discuții în spate cu Bucureștiul, legături și așa mai departe. Dar, cum vezi, ce trebuia să sară de pe 1 ianuarie sau de pe 13-14 decembrie, trebuia să... iasă în stradă să ceară demisia. Nu, din punct bine, a fost primarul de Timișoara. El l-a mai scăpat imediat după alegeri. A arătat cele 10 greșeli, mă rog, provocate de PNL, de liderii, foștii lideri ai Partidului Național, în sensul că au pierdut alegeri la ce s-a întâmplat. Singur. Stai, domnul Fudor trebuia să spui să sară la... păi, să critici liberalii sau orice? Îi se reproșează că a tăcut. De pe 11 decembrie... A tăcut vis-a-vis de PNL sau de PNL PSD? Și PSD. Și PNL și PSD. No, eu cred că, în primul rând... Bun, că PSD-ul, într-adevăr, l-a agățat și în Consiliu... Politica... L-a agățat cine? Hai să spun, alea așa, ca să afli întreabă. Te-am supărat. Ce? N-am pronunțat numele persoanei. Nu, dar nu e vorba de asta, nu, că persoana chiar mi-e simpatică așa. Da. Mic, dar, adică vin în Consiliul Ețean numai așa niște chestii ca să mai scrie presa. Nu, domnul Futur, părerea mea, a procedat foarte corect. O dată am mai discutat cu vorba aia românească, care cu rufile se spală în familie, e absolut normal, nu ți ieși și îți critici partidul în public. De ce? Da? Aia nu înseamnă că dacă nu-ți critici partidul în public, e lipsă de democrație. Da? Am mai dat exemplu ăsta de numărate ori. Partidul e o instituție, cum suntem aici la emisiunea la Bucovina TV, nu, normal ca cineva de la Bucovina TV să meargă mâine la o altă televiziune, critică Bucovina și pe tine și pe aceea vine a doua zi lejer la serviciu. Acum, a fost părerea mea. Nu, acum există un exemplu. În trust, ca așa se spune. Există un exemplu în trust local. Mă refer când cetățeanul respectiv nu e bun, cetățeanul cu tare are bube, nu vreau să menționez, dar există totuși un exemplu până la urmă, un articol, mă refer, apărut în online, ca să spun așa. Moderatorul respectiv pleacă și cât durere și cât lacrimi. Hai, vorbim de televiziune, lasă prostii de astea, tentative. În fine, hai revenim. Deci nu e normal ca tu, președinte, nu la Consiliul Județean, mă rog, unul din liderii, din oamenii puternici ai PNL-ului, cu anumite imagini, să-ți critici partidul. Deci faptul că domnul Futur a trecut vis-a-vis de situația din PNL, mi se pare absolut normal. Faptul că nu s-a ridicat împotriva PSD-ului, s-a apucat să critique. În primul rând, bun, ce să critique? Da? PSD-ul s-a apucat... a luat niște măsuri rapide cu sala, nu știu, n-avea ce să facă. 1 februarie, iarăși. Da. Apoi, domnul Futur într-o situație cam ingrată. Da, pentru că ca orice președinte Consiliul Județean, da, se bazează pe niște bani de la Guvernul României. Corect. Fostul guvern, guvernul Cioloș, i-a promis niște finanțări, discutam și n-ai de misiune chestia asta, dar pentru șoseaua de centură. Care? Noi am fost de acord că până la urmă și-a asumat Guvernul României, Guvernul țării. Guvernul nu că e domnul Cioloș, domnul Vindeanu, domnul... Care e șoseaua de centură, nu e nici alu Flutur, nici alu Nechifură. Dar e pentru binele Sucevei. Da? Și nu, bă, nu special binele Sucevei. Acum aflu cu părere de rău că actualul guvern finanțează șoseaua de centură, vestea bună, dar o finanțează prin 2020 o temnă. Condițiile în care ai 5 km. Ai 5 km. Aici, părerea mea, greșește grav PSD-ul. Da? Probabil ei văd cumva la modul uite, nu facem, că dacă facem și a Flutur își trage capital electoral pe seama finalizării șoselei de centură. Ce uită ei că Gheorghe Flutur e un foarte bun orator. Da? Și un abil polcean, știi, s-o întoarcă oricum. Da? Eu am mai zis că uite, am pronosticat greșit. Am zis convins că PSD-ul va finaliza tot și va comunica. Am dat bani pentru centură să terminăm 5 km, cum ai zis. Trebuie în 4 ani. Da? Terminăm în, în jumătate de an o terminăm. Da, da. Uitați, am venit noi, PSD-ul, la putere. Da? Bun, să facă, uite, faza cu Cătălin Echifor, că n-a fost în stare, altă poveste. Da? Eu așa am zis că vor face. Am zis acum vreo câteva emisiuni, da? Că vor veni, vor aloca bani, va ieși domnul Stan. Optimist. Sau, da.
uite că nu s-a întâmplat așa. Și vor arăta, probabil cu degetul, sau nu vor arăta, vor lăsa să înțeleagă, vor transmite prin căi semi-oficiale sau neoficiale că, uite, Flutur e vinovat, el n-a făcut. Aici greșesc, pentru că Gheorghe Flutur știe să explice, știe să vorbească cu oamenii și are capacitate cum nu are nimeni de a merge, de a bate într-o zi jumate județ pe jos, mă rog, cu exagerez puțin. Bun, așa. Deci spuneam că Gheorghe Flutur într-o situație ingrată. Dacă ar lua bani, dacă ar sări, să zic așa, la gâtul guvernului, n-ar face decât să-și taie craca de sub picioare. Da? Domnul Flutur aștepta să vadă ce se întâmplă, ce face guvernul, cât alocă pentru. Și o să tac în continuare. O să vată ce apărea mea. A ieșit imediat după ce un parlamentar PSD a anunțat guvernul dă bani pentru șoseaua de centură a Sucevei. Da. Dă bani pentru șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. Dar oficialul respectiv n-a menționat că terminăm șoseaua de centură a Sucevei 2017, 2018, 2019, 2020. Culmea. E flagrant. Acum, nu știu. Chiar înainte de alegeri, 2020, 5 km. Ar trebui ce înseamnă să faci 5 km câte un kilometru pe an. Pe an sau da. Un pic mai mult. Dar dăm bani și pentru Rădăuți. De buget. Și pentru Rădăuți. În 2017, 0. Și ne apucăm în 2018 și terminăm după 2020. În deceniul, anii deceniului 20. Nu știm. Păi nu, aici vezi, îs tot niște pași. Eu sunt convins că Gheorghe Flutur va vorbi și mai mult după ce bugetul va fi adoptat. Absolut. Că acum e proiect. Pentru că acum e proiect. Acum se mai pot schimba. Da? Și dacă se apucă să vorbească, uite Flutur acolo, nu taci, ia să-l tăiem. Da? Da. Își vede cum e de treabă, de interesul județului până la urmă. Da? Bun, interesul județului. Și a domnului Flutur, până la urmă. Aici și PSD-ul a încercat să comunice cumva, în sfârșit, da, uite, avem bani pentru două, trei mari investiții care ne dor, da, care, de care avem mare nevoie. Da, vezi cum e cu minciuna? Minciuna asta prin o misiune, știi? Da. Și revenind, după ce va fi adoptat bugetul, să vezi după aia da. Discuții și reacții politice din partea PNL-ului. Da? Pentru că acum, repet, mi se pare înțelept să tacă. Bă, știi cum e? E băiat bun, uite, n-o comentat, hai, mai dăm 2 lei acolo în plus, mai face, nu face un kilometru, face 2 kilometri anul ăsta. Da? Da. Da, să vezi, când o să fie, mă rog, nu știu când o fi bugetul adoptat. No, cred că intrăm 30-31 acum. Că poate marți, chiar săptămâna mâine. Asta. Poate, da, s-ar putea. Și după aia îți convins că vor exista reacții. Reacții, da. Mulțumesc. Mai luăm o pauză de publicitate. Revenim imediat în platou pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Acum, rog, regia, publicitate.